Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române! Suntem împreună în aceeași conică zi de zi, de astă dată pomenindu-l pe Sfântul Ierarh Andrei Ierusalimiteanul, arhiepiscopul Cretei. Acesta a trăit în cetatea Damascului, născut din părinți iubitori de Dumnezeu și a fost dat de mic la învățătură, deci a fost luat de Teodor, patriarhul Ierusalimului, și l-a făcut diaconul și apoi discipolul său. Iar adunându-se cel de-al șaselea sinod a toată lumea, 680-681, la Constantinopol, sub Constantin Pogonat, împăratul, cel care a domnit între 668 și 685, Sfântul Andrei, deși diacon, a fost trimis de patriarhul său la sinod cu mărturisirea de credință a Bisericii Ierusalimului. Pentru mintea și bunătatea ce avea, a fost pus purtător de grijă pentru hrana săracilor bisericii, iar peste puțină vreme a primit și harul arhieriei, fiind ales episcop al Cretei. El a alcătuit cărți pline de înțelepciune, în care s-a arătat cuvântător, iscusit și insuflat de Dumnezeu. Pe lângă celelalte scrieri, Sfântul Andrei a alcătuit și Canonul cel Mare și vrednic de laudă, care se citește săptămâna a cincea din postul mare și care aduce nu numai pocăință, dar și multă învățătură. Că arhiereu a înnoit Bisericii lui Dumnezeu și a zidit din temelie în cinstea preacuratei biserica prea frumoasă a Vlahernei, Sfântul Andrei și-a păstorit credincioșii cu frica lui Dumnezeu, păzind poporul de învățăturile greșite ale ereticilor și fiind tuturor pildă vie, de muncă, de viață curată și de bună păstorire. Anii n-au fost foarte mulți, se stinge la un moment dat, dar se stinge în această binecuvântată așezare în lumina învierii pe care atât de frumos a lăudat-o. Andrei Criteanu este cel care scrie la un moment dat canonul din post, pe care noi astăzi îl numim canonul Sfântului Andrei Criteanu, cel pe care cei care mergeți la biserică l-au auzit cântat, așa cum ne-a spus până acum povestea, în două rânduri, spre începutul postului și spre jumătatea lui, care are refrenul acela permanent al pocăinței: miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Sunt foarte puține texte patristice atât de bogate în lumina aceasta a învierii, dinainte de înviere, și atât de ce căutătoare la înmuierea inimii pentru pocăință. Foarte rar se întâmplă ca în biserică să stăm atât de cuminți în ascultarea unor trei astfel de texte. De obicei trecem peste canoanele utrenii, trecem peste canoanele vecernii, dar canonul acesta al Sfântului Andrei Criteanu a modificat conștiințe, a chemat la Hristos sute de vieți și a dăruit, nu de puține ori, argumente fundamentale vederii prin pocăință a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Există un mod al lui Dumnezeu de a dărui pocăința. De fiecare dată când o dăruim, El însuși ne dă ascultare să creștem în ea. E bine de înțeles acest lucru și să înțelegem că a te pocăi de păcatele tale nu este o opțiune exterioară pe care să o vadă lumea și să o guste din prea plin, ci este o opțiune interioară pe care o gustă cu taina împărăției însuși Cel care îți dăruiește izvorul pocăinței. Mâine este o nouă zi.